Județul Călărea se află sub incidența codului galben privind intensificarea levântului cu viteză la rafală de 55-65 de km pe oră până la ora 23. Astăzi, în jurul orei 17:30, am fost solicitat să intervenim pentru degajarea unui copac pe strada București, zona liceului Mihai Eminescu. Tot în aceste momente, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență intervine în cooperare cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență la degajarea a doi copaci căzuți pe carosabil pe strada Luceafărului. E periculos ce se întâmplă cu vântul ăsta? Da, putea să fie o mașină acolo. Da. De cât timp este căzut? Păi eu acum am ieșit și am... Acum 5 minute, 3 minute, nu 5, 3 minute am ieșit și am văzut că s-a blocat circulația și am văzut să văd ce e. După cum vedeți, este mult din rădăcină, nu-i nimeni de bine. Am naturii, ce vrei, chiar pe ei se întâmplă. Ai mai avut probleme anii anteriori? Nu. Cum ți-ai dat seama că ai mașina lovită? Adică cum? Ai coborât din apartament, ți-a zis cineva, ai auzit gălăgie. De asemenea, în cursul zilei de astăzi, colegii mei au fost solicitați să intervină la un număr de 12 incendii de vegetație uscată. Aici număr câteva localități: Funden, Dormărunt, Sohatu, Tămădău Mare, Perișorul, Chirnogi.